Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria de Survival Games. Ca de obicei vreau să vă avizez rapid să apăsați pe butonul de like, să facem cât mai multe like-uri pentru acest episod, minim 250. Sunt alături de Ase. Salut, am venit și... să-l boostez pe Eddie. Da, deci Ase e boosterul meu personal, ce știți voi. Deci astăzi o să jucăm noi niște SG aici pe Survival Games 4. Vezi că m-am dus la avion. Vrei să dau un pumn peste spate să mă simt? Uite. Să nu zici că... să nu plângi după aia că mori, că te-ai dus în altă parte. Am luat sabie, ui, nebunule. Aoleo. Dar vezi că vine ăla în spatele tău, hei. Dă-l în spate. Păi bă, tu te iei de flash-a meu. Ce? Ăsta a dat în mine, frate. Da. Frate, de ce dai în mine? Adică tu dai în flash? Nu ți-e rușine să dai în flash? Eu nu mă uit la serial, dar... mă rog. What the fuck? Avea hack? Nu știu. Vezi că vine unul, vine unul. Vine în spatele tău. Păi, pe partea cealaltă, calmealtă. Hai încă. Hai încă să mergi. Oh, dacă n-am luat la pantalon, să-mi bag tot dicu. Și eu, frate. O perechi. Oh, mau. Mergem în sus. Reușim să fi dus cineva. Ia să vedem. A, e unul acolo, încearcă să facă parkour-ul. Mergem? Bă, da, s-ar putea să ne dea jos. N-am măcar să încercăm, puii mei, hai să... Ce o fi, o fi, frate, eu splash, tu ești bash. Eu sunt asa. Ești bash. Stai mă că tu ești bash, nu ești asa. Nu mai păcăli lumea. Bă, dar ce nume am? Ce lume? Ce nume? Crecoh. Tu ești tâmpit, nebunule, care ești mărădi. Ți-a plăcut? Ți-a dat o palmă peste funduleț? Auzi, știi, mai eram noi la meciuri și astea și știi cum ne dădea antrenorul așa, gen să trecem în teren, dea câte o palmă peste curbă. Bă, gamiaș. Vezi că e el acolo, sus. Dar nu-mi pune asta. Gata, bă, că dau doi, bă. Rip. Au. Ah, era română, sorry. Sorry. Ci că sorry. Nici măcar nu-i pare rău, for fuck's sake. Ciai, băi, ești nesimțite, mi îmi pare rău. A întrebat tipul ăla Eddie de când mi-am luat donor. Păi mi l-a donat cineva acum o săptămână jumate, cred. Sau o săptămână, ceva de genul. Acum e mult mai easy să filmez SG. Mie nu-mi donează nimeni în cuii mei. Ce să-ți doneze, mă? Măcar un gol donor acolo. Da, dar vezi că l-ai pe 3 luni. E și permanent, costă 40 de dolari. A, da? Da, mi le iei de ziua mea, mersi, nu trebuia. Da, ți le iau de ziua, da. Îmi fac 15 ani. Ai 14 acum. Cât mai ai până la ziua ta? Eddie, cred că o să te înjur. A, și o să ai un rod, o să ai un an de buletin, ce tare. Ai un rod, nepotule. Da, nepot, unde... auzi la el. Unde poate ești, bunicule? Mă? Hai, vino jos nepotule. 14 ani. Ce-ai puțin? Cred că o să te înjur de... Paranghel? Eddie. Da? E unul jos aici. Și? Te bate? Ai chest plate? A fugit. Da, normal. Dar nu-mi trebuie de iron. Nu-ți trebuie de iron? Ba, îmi trebuie. Dar mă duc să-l bat pe ăsta numai. Era un chest plate acolo de iron, dar nu ți-l mai iau. Genial, că fuck this you. Cât falling de mici, frate, mai am 4 inimi. 6 de fapt, dar mă rog. A, zici că am pus femeia, acum am exagerat. Yes. Unde ești? Hai că iese bine meciul. Iese bun. Unde n-ai bătut, dus, mă? Îl bat pe unul cu chest plate. Te-a bătut, nu-i așa? Nu, l-am bătut. Fuge astea, spate! Hai, ia de aici, că filmezi, nepotule, care ești. Ce vrem, ce îmi dai? Oh. Bă! Salut, Eddie. Eddie, ce faci? Din ăla. În paștele, mătii, ce vrei să... Du-te, bă. Ce dracu face, bă? Să mor tu, că e dead match-ul. Da, frate. Crecoh, oh! Oh, Eddie. De data asta nu-ți mai da kill.
Că iar apar copii în oamenii în comentarii care zic că bă, Edi, faci boost de win-uri, nu ți-a zis. Nu, că nu, nici nu îmi dădeam kill. Eventual îți dădeam backstep. Backstep? Ma, gata. Mai nu, B3, uite așa. B. Nici nu știi cum se scrie, frate, ai 14 ani. Așa se scrie, nepotule, care ești. Vrei să mă înjuc, bă? Bună, Edi, nu mai îmi place de tine, Edi, m-am îndrăgostit de unul Gabi nepotul. Maricica. Ești gelos, Edi? Da, Edi. Bună, Edi, sunt Maricica. Mamă, da, tu chiar ai vocea ca aia. Ca maică ta, da. Ai făcut dublaj? Team plus, team. Molan. Imolan, plus. 6 trage cu arcul, bă. Edine. Coaie, mă bate, futu-s mor. Dacă nu câștigi, ești nepot. Easy. Ok, păi cam atât a fost cu episodul ăsta de Survival. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut. Și până data viitoare, eu am fost Edi, el a fost Ase. Și are 14 ani. La revedere.